Bună, pentru cei care uh, vor să știe mai multe detalii despre sau de ce ar trebui să încălzim motorul în parcare în curte, Iarna este un răspuns foarte simplu: uh, unul la mână când uh, te trezești, mergi la mașină, geamurile înghețate o pornești, se dezgheață mașina, nu? Dai pe desaburire să încălzește un pic ale alea, Motorul prin frecare generează căldură, uleiul se subțiază, ajunge peste tot, uzura e mai mică, unul la mână. De la mână sunt uleiuri multigrad, care funcționează bine la orice temperatură adică sunt gen 5W30 care când se încălzește motorul fiind ulei multigrad funcționează bine și la temperatura normală a motorului adică nu se subțiază ca celelalte clasice care au apărut printre primele 530. w uh, 30 Unii zic că e rețeta de furat căciula Încălzirea motorului uh, iarna. Uh, eu nu consider rețete de furat căciula pentru că nu e vorba de încălzirea motorului, e vorba de o preîncălzire. Adică pornești motorul și 5 minute dacă îl lași pornit până fumezi o țigare sau bei o cafea și fumezi o țigare, două, eu cred că nu e nicio problemă. Adică, așa rapid fiind vorba de doar o preîncălzire a motorului și nu o încălzire totală de la 0 sau de la 0 grade la 80 de grade, 90, 87. Eu zic că nu, nu are ce să te influențeze, nu are cum să strice pompa, nu are cum să strice absolut nimic. În 5 minute, 10 minute de funcționare la relantiu chiar nu are ce să se strice. Un motor e făcut să se ungă atât atât cât și la relantiu, cât și în turații mari sau în mers normal. Așa că nu văd de ce ar fi o rețetă de furat căciula. Consumi în 10 minute de mers la relantiu, consumi 100 de mililitri, poate nici de motorină, 200-300 de mililitri, dar nu cred. Și de aia zic că nu cred că asta ar fi o rețetă de furat căciula, cum zic mulți. O rețetă de furat căciula ar fi să îl pornești orice motor și să mergi direct cu el. Cum l-ai pornit, cum să mergi cu el, că nu are nimic. Uzura este mult mai mare. Materialele din care sunt, făcut motoare, sunt făcute motoarele, pistoanele și segmenții sunt tot aceleași. Nu sunt materiale uh, de ultima generație care nu se mai uzează deloc. După cum bine știm, multe mașini noi au probleme cu pompele de ulei. Așa sunt făcute. Unele dintre ele, nu toate. O pompă de ulei care funcționează la rece, când ai pornit-o și plecat, trage uleiul mai greu. Și de aceea zic că nu e neapărat. Uh, necesară o rețetă de furat căciula. Uleiul fiind mai rece, pompa îl trage un pic mai greu, chiar dacă e multigrad, el tot e un pic mai gros. Și așa se strică pompa de ulei. Și se strică pompa de ulei și să apară șpan un pic în, în baia de ulei, poate și pe jojo de ulei. Intră șpanul pe canalele de ungere, se înfundă, gripăm motorul, ne mirăm că nu mai merge. Oricum, majoritatea mașinilor din ziua de sunt făcute să țină piesele importante 5 ani. 5-6 ani. Așa că nu o consider rețetă de furat căciula. Cât despre Passat B6, am văzut că se vorbește mult. Pasatul B6 are și el probleme cu axul de la pompă, care se uzează în timp, dar se poate rectifica pompa și sau schimba cu totul ansamblu și nu o să mai ai probleme. Uh, motoarele cu codurile B, B, M, B, sunt bune și sunt reușite un singur ax cu came, uh, injectoare Bosch. Uh, nu au probleme cu injectoarele, nu au probleme cu volanta, s-ar putea să aveți probleme la pasat și cu, cu axul de la pompa de ulei. În rest, că mașinii sunt fiabile, rentabile, consum mic, uh, sunt bune și la drum lung și în oraș, Piesele sunt, aș putea să zic, că prețul este mediu. Dacă folosiți piese originale și manoperă de service, dacă încercați să le faceți cu piese cât mai ieftine și servisuri de la cartier, ca să zic așa, puteți ieși și mai ieftin de la întreținere, de la 1 la 10, adică cât de des să strică și cât de des trebuie să reparați, e undeva la 4, deci nu sunt foarte stricăcioase. Uh, fiabile de la 1 la 10, un 8. Uh, caroseria e rezistentă, din câte știu eu, era printre ultimele modele cu tablă galvanizată. Sau sunt și pe B7, B8, nu mai știu sigur. În general, sunt mașini ok. Dacă aveți alte întrebări, postați în comentarii.